Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 42. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliție evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-a zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul: te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Amin. Rog să reocupați locurile și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu predicat de fratele Eugen. Domnul să-l binecuvinteze. Dragii mei, ceea ce are valoare deosebită este cuvântul lui Dumnezeu. De-aia Biblia spune în cartea lui Iacov: să primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele voastre. Orice lucrare, de fapt, care se face în Biserica Nouă Testamentală, trebuie să fie filtrată prin cuvântul lui Dumnezeu. Nimic mai presus decât cuvântul. Și totul prin cuvânt, totul să fie racordat la cuvânt. De bună oară, sunt anumite experiențe personale pe care noi le avem fiecare dintre noi. După ce ne întoarcem la Dumnezeu, e normal să avem părtășii cu Domnul, dar și acestea trebuie să fie racordate la cuvânt. Și acestea nu pot să se ridice deasupra cuvântului. Un exemplu, Biblia spune că Petru, Iacob și Ioan au fost cu Domnul pe muntele Schimbării la față. Și acolo ne spune Petru în epistola lui, zice: noi înșine am auzit glasul celui preanalt când eram pe muntele cel sfânt. Domnul s-a schimbat în fața lor, acolo a apărut Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Și Petru spune în continuare: și aveți cuvântul prorociei, adică cuvântul Evangheliei, Cartea Sfântă, cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Cuvântul este cel care poate să ne mântuiască sufletele noastre. De altfel, cuvântul acesta, dragii mei, uitându-ne din Vechiul Testament, de la Cartea Genesei și până la Apocalipsa, nu face altceva decât să-L scoată în evidență pe Domnul Iisus și mântuirea Lui. Aici, în textul nostru, printre altele, spune în versetul 46: dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-L primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Iar în versetul 48, neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta, premăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Viața veșnică nu înseamnă altceva decât împărăția cerurilor, să ajungi în împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus la un moment dat era întrebat de ucenici: Doamne, când va veni împărăția cerurilor? Cum va fi? Câți vor fi? Și Domnul a spus: împărăția cerurilor nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune: uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția cerurilor iese înăuntru vostru. Iese în inima voastră, în ființa voastră. Biblia mai spune în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33: căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprienirea lui Dumnezeu, și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat viața aceasta, care e scurtă oricum, și de 100 de ani cine o are, puțini care ating.
Biblia spune, viața omului pe pământ este de 70 de ani, 80 pentru cei mai tari. Și lucrul cu care se mândrește omul nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Dar nu, și 80 de ani, și mai mult de atâta, sunt o nimic ca față de veșnicie. Și dacă în viața aceasta scurtă noi n-am câștigat veșnicia, împărăția cerurilor, mântuirea sufletului, am pierdut totul. Timpul înapoi nu-l mai putem întoarce. De aceea în seara aceasta este bine că suntem aici. Și vreau să vă spun un lucru pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Nu este un secret. Biblia proclamă acest adevăr. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Domnului, Domnul este prezent împreună cu ei. Biblia spune, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți care sunt frații mei. Căci vă spun că îngerii lor, la plural, văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Noi avem îngeri, dacă am realizat noi de fiecare dată când ne adunăm aici și am avea puțin ochii spirituali deschiși, Domnul consemnează toate părtășiile noastre. Zice, îngerii doresc să privească lumea spirituală la ceea ce facem noi când ne adunăm în numele Lui, când proclamăm adevărurile Lui. De aceea și în seara aceasta, din toată inima în continuare, dorim să fim cu inima deschisă pentru El. Doamne, ajută-ne! Știți ce a spus Domnul Iisus? Se ruga, printre altele, foarte frumos, în Evanghelia după Luca. Spune că Domnul Iisus s-a rugat și la un moment dat o spus, Tată, Doamne, al cerului și al pământului te laud. Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți din lumea aceasta și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Și la un moment dat ucenicii s-au bucurat și Domnul a spus, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse. Bucurați-vă că numele vostru este scris în cartea vieții. Că sunteți mântuiți. Că aveți garanția vieții veșnice. De aceea în seara aceasta doresc Dumnezeu să ne dea mântuire tuturor. Cei ce avem mântuirea, sigur majoritatea o avem, ca o garanție. Mântuirea, să știți că este ceva foarte concret. Nu este ceva vag. Nu-i așa, o am sau nu o am. Am Biblia aceasta în mână, o palpez, o simt, o am în mână, la fel și mântuirea. Când sunt mântuit, sunt convins, nimeni nu mă poate mișca. Dar Biblia mai spune ceva de bună oară în cartea Filipenilor, în capitolul 2, spune aici versetul 12. Tot astfel, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți mântuirea, până, mântuirea voastră până la capăt, cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Mântuirea trebuie dusă până la capăt. Și capătul acesta vom vedea în această seară când este. Deci e foarte important în viața aceasta scurtă să câștigăm mântuirea. Nu se poate mântuire însă fără Domnul Iisus. Toată Biblia aceasta îl scoate în evidență pe Domnul Iisus. De aceea în Ioan în capitolul 17 spune versetul 2 și 3. Foarte frumos acolo și citim. Pentru că merită citite aceste versete. După cum i-a dat putere Domnului Iisus, Tatăl, i-a dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Versetul 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta înseamnă viață veșnică. Să-L ai pe Domnul Iisus Hristos. Nu există mântuire fără El. Versetul 9. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Noi, dragii mei, avem viața veșnică ca o garanție absolută din partea cerului, a providenței, dar numai prin Domnul Iisus. El e viața veșnică, așa ne spune Biblia, în 1 Ioan, în capitolul 5, versetul 20, uitați ce spune aici Apostolul Ioan, vis-a-vis de această afirmație frumoasă. Spune aici Ioan în epistola lui, versetul 20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Domnul Iisus este viața veșnică. Nu putem să avem viață veșnică fără El. De aceea era vorba în seara aceasta aici, se cânta și despre... S-o și cânta despre har. Uitați ce spune în Evanghelia după Ioan în capitolul 1, versetul 17. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos.
Și în Tit, apostolul Pavel foarte frumos spune acolo, în capitolul 2, versetul 11, că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Prin cine? Prin Domnul Iisus când a coborât în lumea noastră. Numai El poate aduce har. Să știți că sunt oameni care încearcă să fabrice ei har. Nimeni nu poate fabrica har. Nimeni nu poate să dea harul. Singurul care îl dă este Domnul Iisus Hristos. El a adus harul când a coborât în lumea noastră. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, nu toți beneficiază, pentru că spune în continuare, a fost arătat și ne învață. Să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei mare lui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Deci harul ne învață. Cine primește harul și îl acceptă, harul pe care l-a adus Domnul. Unde găsim acest har? Îl găsim aici în Scripturi. Pentru că tot aici în Scripturi, în capitolul 1, spune Biblia printre altele, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Iar în versetul 14 spune, și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui ca o slavă, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul acesta care a fost de la început cu cel preanalt. Toate s-au făcut prin El. Auziți ce spune Biblia despre El, despre Domnul Iisus. Versetul 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Tatăl n-a făcut nimic fără Domnul Iisus. Domnul era prezent în toată lucrarea. Spune aici cuvântul Domnului în continuare, în versetul 10. El era în lume și lumea a fost făcută prin El. Dar lumea nu l-a cunoscut. În capitolul 10 din Evanghelia după Ioan, când vorbește aici despre păstorul cel bun, uitați ce spune Domnul Iisus. Versetul 7 spune așa. Iisus le-a mai zis, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Versetul 9, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Nu există să intri în împărăție, în viața veșnică, fără Domnul Iisus. Fără El nu putem ajunge în împărăție. El este filiera, poarta de intrare în veșnicie. În capitolul 14, uitați ce frumos întărește ideea, tot Domnul Iisus în cuvintele Lui. Ioan 14, versetul 6. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu poate ajunge la Tatăl, la cel preanalt, decât prin Domnul Iisus. Acum despre Domnul, despre Tatăl, noi știm ceva. Auziți numai ce spune tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, pe Tatăl. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Unul din obiectivele pe care le-a avut Domnul Iisus, unul din ele, a fost să ni-l prezinte pe Tatăl. Și de aceea în Ioan, în capitolul 14, foarte frumos în versetul 10 în continuare, și de atâta timp sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut, deci cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. De aceea toate lucrurile au fost făcute prin El și El a venit să ni-l descopere, unul din scopuri, să ni-l descopere pe Tatăl. Auziți numai ce spune Biblia despre Dumnezeu Tatăl, la un moment dat. Isaia capitolul 33, versetul 14. Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? N-am putea, niciunul, pentru că tot în Cartea Sfântă, în Ieremia, în capitolul 30, versetul 21, spune așa, că cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui, de mine, zice Domnul, de Dumnezeu. Nimeni nu se poate apropia de providență, de capul lui. Dar Dumnezeu a hotărât un plan și planul lui l-a lăsat și l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. Cuvântul s-a făcut trup. S-a materializat și prin El noi ne putem apropia de Tatăl. În această idee mai vreau să mai citesc din Cartea Evreilor. Auziți ce frumos spune aici Biblia. Evrei, capitolul 7, versetul 25 și 26. De aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, prin Domnul Iisus, numai prin El. Pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri.
Prin El noi ne putem apropia de providență de Dumnezeu, de cel preanalt, pe care noi nu-L putem vedea cu acești ochi. De aceea, în această seară, doresc, Doamne, deschide toate inimile prezente. Foarte importantă inima. Acum, vis-a-vis de inimă, amintesc din nou. Amintesc din nou în seara aceasta. Îmi place să spun, știi ce spune acolo în cartea Eclesiastului, capitolul 10, versetul 2? Zice, inima nebunului este la stânga lui, dar inima înțeleptului este la dreapta lui. Inima din stânga este pentru trupul acesta. Are un rol vital, absolut. Centru, de acolo, comanda. Când inima s-a oprit viața. Dar vreau să vă spun că omul spiritual, noi avem și un om spiritual, nu numai om material. Aici e toată problema. Dacă noi ne punem accentul și ne concentrăm, focalizăm toată energia numai pe cele materiale, pe omul material, am pierdut bătălia. Zice, printre altele în continuare, zice, inima înțeleptului este la dreapta lui, a nebunului este la stânga lui. Ei, care este inima din dreapta? Este inima spirituală. Omul spiritual, până când nu-L primește pe Domnul Iisus în viața lui, este mort din punct de vedere spiritual. În momentul în care se deschide și îl cheamă în ajutor, Domnul Iisus este cel ce vine și îl readuce la viață. Auziți numai ce spune Biblia cu privire la această inimă, ce este într-o astfel de inimă până când omul nu se întoarce la Dumnezeu și nu cere clemență, îndurare de la Dumnezeu. În Marcu, în capitolul 7, spune Biblia așa, versetul 21, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și îl spurcă pe om. În momentul în care noi îl cerem, îl dorim, Domnul nu vine în mod abuziv în inima noastră. El nu ne readuce la viața spirituală dacă noi nu dorim. Toate le poate face Dumnezeu. Dar când e vorba de a veni și a lucra în viața unui om să-i dea mântuire, fără acceptul meu și al tău, Domnul nu intră în viața mea. Extraordinar! Stăpânul Universului care ar putea să ne îngenuncheze într-o clipă pe toți, nu o face. Nu o face că El nu vrea să-L slujim din forță, din obligație. El vrea din dragoste. El vrea să ne facă bine, binele pe care ni-l face Dumnezeu, nimeni nu ne-l poate face. Ei, în momentul în care îl chem, El vine în inima mea și scoate afară toate lucrurile rele. Auziți numai ce spune Biblia în Fapte, în capitolul 15, versetul 8 și 9, în această idee. Spune aici foarte frumos, și Dumnezeu care cunoaște inimile, nu e vorba de inima din stânga, nici vorba, e vorba de inima din dreapta. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Din inima din dreapta scoate toate lucrurile rele și Domnul apoi vrea, nu ne lasă inima goală. Știți, zice, dacă o casă, din lăuntru omului sunt scoase vicile, împreună cu cel ce este stăpânul vicilor și a păcatelor, adică diavolul, spune că el dă târcoale și vine din nou să vadă duhul necurat care a fost scos afară. Și dacă găsește casa curată și măturată, împodobită, dar goală, spune că se duce și mai alte 7 duhuri împreună cu el și intră din nou în casă. Cel mai râvnit loc este casa, casa adevărată, nu sunt pereții aceștia, clădirea aceasta. În această clădire se apropie la părtășie adevărata biserică. Auziți ce spune în cartea Evreilor vis-a-vis de această afirmație. Versetul 6 din Evrei, capitolul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Domnul vine și scoate din inimă toate lucrurile rele, de-aia Biblia spune, iată eu stau la ușă și bat. Ușa asta numai eu o pot deschide. Eu o pot deschide sau o pot închide vis-a-vis de glasul lui. El îmi vorbește duioși și gingași. Cel mai gingaș glas este glasul Domnului Iisus. El nu vorbește strident, nu strigă. Diavolul strigă, el bate tare. Dar când e vorba de Domnul Iisus, el foarte subtil vorbește. Trebuie să faci timp pentru el.
Să asculți în liniște glasul Lui. El vorbește prin Evanghelie, El îți vorbește la nivelul Duhului. El îți spune ce să faci. În momentul în care L-ai primit în inima din dreapta, spune acolo, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Când vorbește de această stăpânire, pentru că El vrea să stăpânească, auziți ce ne spune Biblia? Ioan capitolul 14, versetul 23. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și vom locui, el locuiește, dar Doamne, unde locuiești? În inima din dreapta. El vrea acolo să locuiască cu noi. Ei, în seara aceasta, din toată inima doresc Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei prezenți. Să binecuvinteze pe cei în vârstă, dar și pe tineri. Ce frumos spune aici, și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Vreau să vă spun că nu e vorba de o predestinație, nici pe departe. Știți ce spune Biblia? Biblia spune în felul următor. Când a intrat în capitolul 10 din Fapte, a intrat Petru în casa lui Cornelie, acolo a spus Petru, a realizat, văd că Dumnezeu este nepărtinitor, nu e părtinitor. În orice neam cine se teme de El și lucrează neprienirea, este primit de Dumnezeu. Este acceptat de El. Biblia mai spune, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci doresc ca păcătosul omul, creatura mâinilor lui, să se întoarcă la Dumnezeu. Deci e foarte important să înțelegem, dragii mei, că nu există predestinație. Auziți numai ce mai spune Biblia, versetul din Ieremia, capitolul 30. Ne spune aici foarte frumos tot în această idee, spune aici versetul 20, Ieremia capitolul 23, rectific, versetul 23 și 24. Spune aici foarte frumos, sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, nu sunt și eu și un Dumnezeu de departe, e de departe și de aproape. Ce înseamnă asta? Că mă cunoaște de aproape, în detaliu. Tot ce fac, tot ce acționez. Și la întuneric, Psalmul 139. Nu mă pot ascunde nicăieri de privirea Lui. Dar nu numai atâta, El cunoaște și gândurile mele. Știți că atunci când Domnul va veni, spune Biblia că va spune omului până și gândurile lui. Gânduri pe care nu le-am putut materializa, că n-am avut ocazia să le pun în practică. Dar și alea sunt consemnate de El. Sunt în evidența Lui. Gânduri bune sau gânduri rele? Și aici spune versetul 24, poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul? Da, El este pretutindeni. Dumnezeul nostru este nepărtinitor. Dar apoi Biblia mai spune în Romanii, capitolul 2, versetul 11, spune acolo printre altele, Dumnezeu nu se uită la fața omului. Nu se uită la fața omului. În momentul în care cineva se deschide pentru el, este acceptat și este primit de el. Eu vreau 5 lucruri să le menționez din acest verset în continuare. Cine sunt cei rânduiți să capete viața veșnică? În primul rând, cei ce cred în Domnul Iisus Hristos. Cei ce cred în Domnul Iisus că El este Mântuitorul lor și este Fiul Celui Preanalt. Spune aici versetul 39. Și oricine crede este iertat prin El, prin Domnul Iisus, de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Primul lucru, trebuie să credem în El, în Domnul Iisus. Să credem în Scripturi și în toate făgăduințele și promisiunile pe care le avem aici în Cartea Sfântă. Ne spune Biblia în Ioan în capitolul 6 de bună oară, versetul 29. Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu, vă rog să rețineți, lucrarea pe care o cere Dumnezeu, adică cel preanalt, este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Dar nu o credință numai efemeră, așa, de pe buze, sau doar imaginar, în gând. Mă gândesc și eu și cred și atât. Nici pe departe, vom vedea în continuare ce înseamnă această credință. Ne spune Biblia tot aici, versetul 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Ioan capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile, pentru că considerați că în ele aveți viața veșnică, dar însă și ele, Scripturile, mărturisesc despre mine.
Eu doresc Dumnezeu să ne dea viață veșnică la toți. Versetul 40, tot de aici din Ioan 6. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Fără credință, spune în Evrei, capitolul 11, versetul 6, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este Dumnezeu și că răsplătește pe cei ce-L caută. Și răsplătirea cea mai mare, știți cu ce este? Cu viața veșnică. Viața veșnică. Dar eu de multe ori mi-am zis, Doamne, dacă pentru viața asta și-o merita să slujesc ție. De multe ori îmi zic, Doamne, pentru familia pe care mi-ai dat-o, pentru biserica unde sunt, pentru protecția de până acum, până la 64 de ani, modul în care Domnul mi-a purtat de grijă, pentru cei 29 de nepoți pe care Dumnezeu mi-a dăruit și îi văd și mă bucur de ei. Că Biblia spune, zice, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Cheamă-mă în ziua necazului Tău, eu Te voi izbăvi, iar Tu mă vei proslăvi. De multe ori vine nenorocirea peste cel neprienit, dar Dumnezeu întotdeauna îl scapă din ea. Nu merită să-L slujești pe Dumnezeu? Dar nu pentru asta îl slujim, nu pentru viața asta, ca asta oricum se duce. Într-o zi se încheie. Și apoi de-abia în momentul acela când am închis ochii, vedem locul pe care îl avem. Și Biblia spune despre veșnicie. Zice, pentru cel neprienit care l-are pe Dumnezeu, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este în jos. Numai două locuri sunt. Un timp veșnic, despărțit de Dumnezeu pentru veșnicie, și un loc într-o fericire eternă cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să Te accept pe Tine ca stăpân și Domn. Să-mi deschid inima, să scoți lucrurile murdare și apoi Tu să Te instalezi acolo prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău. De aia spunea omului Dumnezeu, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. Strâng cuvântul Tău unde? În inima mea, nu în cea din stânga, da, de unde? În cea din dreapta. Ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Doamne, umple-ne de cuvântul Tău. Spune aici în Ioan, în capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine, auziți, nu-i preferențială mântuirea, da, de unde? Oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, versetul 17, n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, spune versetul 18, iar versetul 36 din Ioan, capitolul 3, spune, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Doamne, mărește-ne credința! Ajută-ne, Doamne, să credem! Cum vine credința aceasta? Romani, capitolul 10, știm ce zice. Spune acolo, citim exact, pentru că merită, sunt cuvinte foarte frumoase. Spune aici, versetul 17. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Versetul 10. Căci prin credința din inimă se capătă neprienirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Credința vine în urma auzirii. Când eu citesc, asta e problema noastră, că nu citim în fiecare zi. Dacă am citit zilnic cuvântul, avem nevoie de hrană spirituală. Cuvântul pe de o parte este o forță, o putere, e o hrană spirituală pentru sufletul nostru, pentru omul spiritual. Știți că Biblia spune, noi din punct de vedere spiritual, exact ca și copiii mici, ca și fizic. În momentul în care îl primim pe Domnul, suntem readuși la viață, omul spiritual, omul nou, născut din nou. Ei, dar apoi avem nevoie de o creștere. Creșterea aceasta trebuie să fie direct proporțională, constantă, până ajungem la starea de oameni mari. Biblia spune până la statura plinătății lui Hristos, dar hrana spirituală nu e ca cea pe care o administrăm trupului. Viața biologică am primit-o când ne-am născut. De-aia au trebuit să fie întreținută până la vârsta aceasta, în fiecare zi am mâncat. Vreau să vă spun spiritual, avem și noi un om spiritual. Omul spiritual trebuie să fie întreținut cu o hrană spirituală. Știți care este hrana spirituală omului spiritual? E cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Este părtășia la biserică. La noi la Betel e mare biserică, e adevărat. Avem sute de tineri, avem sute de copii, așa sunt mulți. Dar mereu provocăm să fie prezenți și este o prezență bună în general.
Dar mai sunt care mai lipsesc și nu sunt întotdeauna la timp. Eu cred că întotdeauna, înainte de a veni noi, Domnul Iisus, știți ce a spus Domnul ucenicilor? Zice, eu mă duc înaintea voastră în Galileea, acolo o să mă vedeți. Domnul e înaintea noastră întotdeauna, la părtășie. Există îngeri care notează tot ce facem noi. E nemaipomenit să aștepți părtășia. Uite, e adunare, e părtășie la biserică. Mă duc să fiu acolo la timp. Nu să întârzi, nu mă duc oricum, ci mă gândesc cu toată inima. Noi aducem, noi, cei care formăm biserica adevărată, biserica vie, aducem stările noastre lăuntrice aici. Noi aducem stările noastre, o biserică nu poate să se ridice când suntem în mod plenar toți, decât ceea ce suntem în mod individual fiecare dintre noi. De aceea doresc încă o dată să ne umple Domnul de râvnă pentru El. Doamne, umple-ne de credință! Credința aceasta trebuie să crească. Cum crește? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Mereu noi trebuie să creștem în statură, în cele spirituale. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut, sau parafrazat, toți cei ce au crezut sunt cei rânduiți să capete viața veșnică. Nu se poate fără credință accidental să ajungă acolo mântuit niciodată, asta nu se va întâmpla. Cineva așa accidental, eu nu m-am gândit la mântuire, n-am crezut, dar uite, voi ajunge acolo în cer, asta nu va fi niciodată. Pentru mântuire trebuie să crezi o lucrare, Dumnezeu în Dumnezeu, Biblia spune așa prin Apostolul Pavel, sunt departe cu trupul, dar cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi, ca și în toate bisericile sfinților. Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii. El ne pune înainte cuvântul, l-a pus și la evrei înainte. Le-a pus înainte cuvântul, dar noi știm că ei nu l-au ascultat. Și în final știți, zice ce spune în Matei 21, versetul 43. De aceea vă spun că împărăția cerurilor va fi luată de la voi. Mântuirea. Și va fi dată unui neam care va duce roadele cuvenite la vremea potrivită. Împărăția a fost luată de la evrei și ne-a fost dată nouă. Doamne, ajută-ne noi să o prețuim. Noi, Doamne, să ne dăm toate silințele. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică ori crezut. Un al doilea lucru care trebuie neapărat, în continuare, este sigur așa o ordine prioritară. Prima, credința. Terenul de unde cresc toate virtuțile posibile. Credința. Un al doilea lucru, mărturisirea. O adevărată credință nu poate să stea ascunsă. Trebuie să o mărturisești. Trebuie să o proclami, credința pe care tu o ai, pe credința pe care eu o am. Auziți ce spune Biblia în această idee? În Ioan, capitolul 12, de bunoară, versetul 42. Aici ne spune Biblia de o categorie de oameni, zice așa, totuși chiar dintre fruntași mulți au crezut în el. Dar la ce le-au folosit? Auziți? Dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu și nu le-au folosit la mântuire. Ori crezut, ori încercat așa în ascuns să facă ceva, sigur că nu poți. O credință adevărată se materializează. O pui în practică, o trăiești. Credința adevărată se vede din trăirea pe care o am eu în fiecare zi. Cât iubesc rugăciunea, cât iubesc cuvântul, vedeți? Noi provocăm oameni, apropiați-vă de Dumnezeu. Dar cum să mă apropii de Dumnezeu? Că pe Dumnezeu nu-L văd. Cum să mă apropii? Apropiindu-mă de Scripturi, mă apropii de Dumnezeu. Iubind Scripturile, să nu pot fără hrana aceasta spirituală în fiecare zi, mă apropii de Dumnezeu. Aici îl descoper pe Dumnezeu. Descoper voia Lui pe verticală, cum să trăiesc, să fiu plăcut, dar și pe orizontală față de semenii care mă înconjoară. Că un om adevărat care îl are pe Dumnezeu, îl are o relație bună pe verticală, dar are și o relație bună pe orizontală cu cei din jurul lui. Doamne, de aceea te rugăm, ajută-ne să te mărturisim pe Tine. Cu trăirea noastră, să nu ne rușinăm. Auziți numai ce spune Biblia vis-a-vis de această afirmație. În Matei, în capitolul 10 de bunoare, versetul 32 și 33, spune aici, sunt cuvintele Mântuitorului, de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor. Nu numai credința, mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu. Înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. În altă parte, în altă Evanghelie spune de oricine se va rușina de mine. E tot una. Vreau să vă spun, dragii mei, să nu uităm. Mărturisirea are rolul ei extraordinar. Știți ce spune în Apocalipsa 12, versetul 11? Despre cei care sunt ai Domnului. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor.
cuvântul mărturisirilor. Doamne, ajută-ne să te mărturisim pe tine. În primul rând, în mod plenar, cu buzele, atunci când intrăm în apa botezului, ce să mărturisim? Ceea ce o mărturisi famenul de bunoară, asta e mărturia pe care Domnul o dorește în orice mărturie, mărturia adevărată. Auziți ce spune aici Fapte, capitolul 8, spune versetul 35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta, i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Și au zis și au zis famenul. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. O poruncit să stea carul, ori intrat în apă și Filip l-a botezat pe famen. Ce trebuie să credem noi? Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și că El este și Mântuitorul meu personal. Nu numai Mântuitor la general, El e și Mântuitorul meu particular, personal. Vreau să vă spun că mântuirea este personală. Nimeni nu poate fi mântuit prin părinți. De aia și spune aici, printre altele, Ioan 1, zice așa, versetul 10, el era în lume, lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, la poporul lui Israel și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și acum versetul 13, născuți nu din sânge, în virtutea faptului că mama și tata au fost credincioși. Nu rezolvă problema, au fost pentru ei. Ei au trăit o viață de neprienire, ei au fost mântuiți. Mântuirea e personală, individuală. Și aici spune născuți nu din sânge, nici din voia firilor, că cineva dorește în ambiție, nici pe departe. Mântuirea nu e în ambiție. Zice aici, nici din voia vreunui om, pentru vreun interes oarecare, la un moment dat, ci născuți din Dumnezeu. Ce frumos! Să-L mărturisești pe El. În Ioan, în capitolul 11, din nou vedem această mărturisire, care trebuie, sigur, să am făcut-o fiecare la vremea potrivită. Versetul 26 spune așa, oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Asta e viața veșnică. Asta e mântuirea. Oricine crede și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată spiritual. Crezi lucrul acesta? Și auziți numai ce a zis aici Maria. Da, Doamne, a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului care trebuia să vină în lume. Doamne, umple-ne și pe noi de credință. Știți că la un moment dat ne spune Biblia, tânărul bogat a venit la Domnul și l-a întrebat, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul l-a întrebat, pentru ce mă numești bun? L-a pus la test, l-a încercat. Ce vezi în mine? Îl vezi pe Dumnezeu? Că în Vechiul Testament spunea, nimeni nu-i bun decât unul singur Dumnezeu. Crezi că eu sunt Dumnezeu? Și tânărul bogat nu a văzut în el un Dumnezeu, l-a văzut numai un bun învățător. Numai un învățător. Nici n-a putut renunța, avea o moralitate, un standard înalt, dar n-avea spiritualitate. Era un fiu al lui Avram, dar nu era și un fiu al lui Dumnezeu. Sunt fii ai bisericii. Fii ai bisericii, dar n-or deveni și fii al lui Dumnezeu. Sunt de multe ori moștenitor a unei zestre. De multe ori moștenesc anumite lucruri de la părinți și chiar de la biserică. Dar ca să fii moștenitor al cerului, neapărat trebuie să fii un fiu al lui Dumnezeu. Doamne, dorim în această zi pe toți să ne faci fiii Tăi. Vrem, Doamne, să Te mărturisim pe Tine. Mărturisirea este un lucru foarte mare, puternic. Să-L mărturisești însă pe Domnul în toate împrejurările vieții, nu numai atunci când îți merge bine, și în situațiile limită. Spune aici în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12, ca să ne întărească ideea aceasta care am proclamat-o. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, versetul 12, apucă viața veșnică la care ai fost chemat, și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Viață veșnică, dar nu fără mărturisire, nu există. Mărturisire cu buzele, dar apoi cu viața tot timpul. Ce spun cei din jur despre noi? Ne cunosc că suntem deosebiți? Vreau să vă spun, noi de multe ori poate am vrea să fim primii la superlativ aici în lume. Domnul nu asta dorește de la noi. Dar El dorește chipul Lui să fie văzut în viața noastră. Veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. El a fost bun, El a fost smerit, răbdător. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o aie mută înaintea celor ce o tund, nu și-o deschis gura. Doamne, ajută-ne să semănăm Ție.
Știi ce a spus apostolul Pavel? Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Ce frumos să poți spune, uitându-te în urmă, eu sunt gata. Asta înseamnă că pe el l-ai reprezentat cu demnitate în viața aceasta scurtă și trecătoare pe care ai avut-o. Spune versetul 13, te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, rețineți vă rog, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Iisus a făcut mărturisirea înaintea oamenilor și Tatăl la rândul lui o mărturisi despre Domnul Iisus că este Fiul lui. Ce frumos! Nu există mântuire, veșnicie. Toți care sunt în cer ori depus mărturie. Doamne ajută-ne și noi să te mărturisim pe tine cu viața noastră și chiar dacă aici vom avea probleme și necazuri, să nu uităm, auziți ce spune în această idee Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, foarte frumos. Dacă vă urește lumea, Ioan 15, versetul 18, zice, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Dar dacă mă urește lumea, nu-i nicio problemă. Înseamnă că sunt pe calea cea bună. Domnul să mă iubească, Doamne ajută-ne! Tu să ne iubești și noi să fim cu tine și tu să fii cu noi și tu să ne sprijinești. Deci să nu uităm, primul lucru pentru viața veșnică este credința. Un al doilea lucru, mărturisirea. Credința aceasta trebuie să fie mărturisită. Mărturisită cu buzele și ori de câte ori avem ocazia, dar mărturisită cu viața, cu familia pe care o ai. În mod plenar, atunci când se poate. Un al treilea lucru. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică s-au pocăit. Cum nu există viață veșnică fără pocăință? Nu există. Nu există. Să știți, cuvântul acesta este destul de tare. Pocăință. Mulți ar vrea să-L slujească pe Dumnezeu, dar fără pocăință. N-am găsit în Biblie că există cu putință așa ceva. Uitați ce spune în fapte în Marcu, capitolul 1. Biblia ne spune aici, Domnul Iisus, cu asta a început proclamarea lucrării celui preanalt. După ce a fost închis Ioan, versetul 14, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă. Ce înseamnă? Pocăința asta strânește o repulsie, să știți. Mai citesc din capitolul 4, spune aici tot vis-a-vis din Evanghelia după Matei, citim din Matei capitolul 4, spune aici tot vis-a-vis de această lucrare, foarte frumos, versetul 17. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Oamenii lui Dumnezeu ori proclama pocăința. În fapt, auziți numai ce spune Biblia cu privire la această lucrare sensibilă. Zice aici, printre altele, în capitolul 28, versetul 22. Zice, dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. La oameni le poți spune orice, uite să fii puțin mai bun, ca un pom pe care l-aduci din pădure și încerci să-l plantezi în ogradă. Ca și ceilalți care sunt pomi fructiferi, roditori. Da, îi văruiești, îi faci o coroană frumoasă, dar vei vedea că atunci când e vorba de roade, tot roade sălbatice aduce. Problema nu e rezolvată. Ca să fie rezolvată, trebuie altoirea. Fără altoire nu există să aducă roade bune, comestibile. Când e vorba de mântuire, credință, mărturisire, pocăință. Astea sunt legate una de cealaltă. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Când aud oamenii de pocăință, nu mai vor, e prea grea. Auziți numai ce spune Biblia aici, tot în fapte, în capitolul 27. Spune aici versetul 23. Și anume, Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi în învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Și tot aici, în capitolul 26, și întărește ideea, același lucru, în versetul 26, versetul 18. Zice aici, și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Eu doresc în această seară Dumnezeu să ne dea sfânta pocăință.
Vreau să spun că încă la toți, la oricare dintre noi mai încape pocăință. Pocăința înseamnă fiecare zi, nu numai că ne-am întors odată. Tot timpul noi trebuie să ne pocăim. Ce înseamnă în adevăratul sens al cuvântului pocăința? Fapte, capitolul 2, 3, capitolul 3, versetul 18 și 19. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui. Adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Nu vin vremurile de har, dacă noi nu ne pocăim, adică nu ne întoarcem la Dumnezeu. Pocăință înseamnă întoarcere la Dumnezeu. Fapte, capitolul 20, versetul 21. Uitați ce spune aici omul lui Dumnezeu, foarte frumos. Citim și 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Nu există pocăință fără credința în Domnul Iisus. Pocăința e față de Dumnezeu. Iar credința este în Domnul Iisus. Prin credința în Domnul Iisus, eu am acces la Cel Preanalt. Și este acceptată starea mea pe care eu o aduc înaintea Lui. Ce frumos! Pocăință. Ce se primește prin pocăință? Auziți numai ce? Numai prin pocăință se primește. Zice aici, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Nu se șterg altfel. Nu există. Știți ce spune în Ieremia 17? Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier. Este săpat în stâncă pe vecie. Păcatul noi nu realizăm. Nu există o soluție care să poată șterge păcatul. Una singură. Sângele Domnului Iisus Hristos. Sângele Lui are aceeași valoare și acum, ca și atunci, cu 2000 de ani, când s-a scurs din trupul Lui. Are aceeași putere și eficiență. Ștergerea păcatelor este extraordinar. Să fii un om, sigur, nu există o altă categorie, numai oameni păcătoși, dar oameni cu păcatele iertate și oameni care vor rămâne cu păcatele lor pentru că nu vin la Domnul și nu acceptă jertfa Lui. Un al doilea lucru ce mai vine prin pocăință, printr-o pocăință adevărată, reală, despre ea vorbim. Spune aici în Fapte, în capitolul 11, versetul 17 și 18. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința, au zis cine dă pocăința Dumnezeu. Este extraordinar. O inimă care dorește, îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă. A dat deci neamurilor pocăința, de ce? Ca să aibă viață. Primul lucru, ștergerea păcatelor, trecutul, prezentul și viitorul îmi este garantată de această pocăință prin jertfa Domnului Iisus. Dar un al doilea lucru îmi dă viață spirituală, mă readuce spiritual la viață și eu sunt un om nou. Lumea nu ne cunoaște, noi avem doi oameni în noi, este extraordinar. Chemarea credinciosului este omul firesc să scadă, iar omul spiritual să crească mereu. Eu doresc Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi un al treilea lucru, ce mai aduce această pocăință minunată și frumoasă? Trebuie să iubim pocăința. În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 25, auziți ce spune aici Apostolul Pavel. Citim și 24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Este extraordinar, cunoștința adevărului. Ce cunoaștem noi din Scripturi este atât de puțin, știți, și-a spus Pavel în Efeseni. Citindu-le aceste epistole, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Și noi din această taină pe care Pavel ne-o descrie, foarte puțin cunoaștem. Dar și Pavel cunoștea în parte. Ce are Dumnezeu pentru noi? Auziți numai ce spune despre taina aceasta frumoasă. În Coloseni, capitolul 2, versetul 2. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Auziți cine este taina lui Dumnezeu? Este Hristos. În care sunt ascunse toate bogățiile plinătății de înțelepciune și ale științei. Înțelepciunii și ale științei. Extraordinar. Toate
sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt în El. Coloseni capitolul 2, versetul 8 și 9 și 10. Căci în El, în Domnul Iisus, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Eu doresc Dumnezeu să ne ajute mai mult să ne pocăim. Ne-am pocăit toți, sau majoritatea, care nu s-au pocăit, Dumnezeu să lucreze mântuirea prin pocăință. Numai prin pocăință, nu există o altă cale. Și apoi să putem crește mereu și mereu. Asta dorește Domnul de la noi. Un al patrulea lucru pe care vreau să-l menționez. Să nu uităm, toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Toți cei ce au fost rânduiți să capete viața veșnică l-au mărturisit. Toți cei ce au fost rânduiți să capete viața veșnică, în continuare s-au pocăit. Un al patrulea lucru. Toți cei ce sunt rânduiți să capete viața veșnică, trebuie să renunțe la tot ce au, la eu-ul lor. Auziți ce spune în Matei, capitolul 16, versetul 24. Nu se poate fără această renunțare. Ăsta-i prețul. Trebuie să renunț. Eu renunț și îmi dă El din ale Lui. Renunț la ale mele și mi le dă El pe ale Lui. Matei 16, versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Știți ce înseamnă cruce? Cruce nu înseamnă că îți faci o cruce. Abureală, nu dă nimic. Nu se rezolvă problema. Vreau să nu uităm, cruce înseamnă o cară. Prin definiție înseamnă dispreț. A accepta disprețul, asta e plata. A accepta o cara lui Hristos, a accepta drumul lui. Drumul lui a trecut, spune Biblia, pe Ghețimani, pe la Gabata, pe la Golgota. Înainte, în toate pasajele, sunt foarte multe pe care le-am putea să le subliniem în seara aceasta. Biblia vorbește de suferință la Domnul și apoi de slavă. Noi de multe ori poate sunt oameni care ar vrea slavă mai întâi. Aici nu e slavă, nu, aici nu avem slavă. Și și-a spus Domnul, zice, să aibă ca urmare încercarea credinței, lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Lauda, slava și cinstea atunci vor fi pentru noi. Domnul Iisus mai întâi a suferit, mai întâi ne-a arătat drumul care l-avem și noi de parcurs și apoi, acum este într-o slavă extraordinară, la dreapta celui preanalt. Dar El a promis în Apocalipsa, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și șed împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, voi da o piatră albă și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, nu numele de Eugen. Eugen aici l-am purtat. E un nume scris de la întemeierea, înainte de întemeierea lumii. Așa spune Biblia. În altă parte de la întemeierea lumii. Ce taină! Zice, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut într-o împetrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Când toți mântuiții cuprinși în acea carte extraordinară, cu numele lor, un nume, de-aia Biblia spune, zice, dacă păstrez până la sfârșit și rab, numele nu va fi șters din cartea vieții, numele va rămâne. Nu știu ce nume am primit atunci. Biblia spune că și Domnul are un nume nou pe care nimeni nu-l știe, numai El atunci îl va primi. L-a primit deja Domnul. Un nume nou. Și noi avem nume noi, ne spune Biblia. O piatră albă și pe piatra asta e scris un nume nou. Ce nume? Nume care e scris în carte de la întemeierea lumii. Eu, Eugen, am intrat în dreptul unui nume scris în cartea vieții. Scris de la întemeierea lumii. În momentul în care m-am întors la Domnul. Nu mai repede. În momentul în care m-am întors la El și l-am acceptat pe El. Și s-a produs nașterea din nou. Eu din momentul ăla am început să exist spiritual. Ei, dacă voi rămâne până la capăt, pentru că cel de-al cincilea lucru, după cel ce renunță la toate lucrurile, într-un mod absolut, cel de-al cincilea lucru pe care vreau să-l consemnăm, cine este cel mântuit sau care sunt cei rânduiți? Cei care rămân până la sfârșit. Până la capăt, ei rămân aceiași neschimbați. Până la capăt rămân credincioși lui Dumnezeu. Citim și în Evanghelia după Luca, capitolul 14, aici citim un verset, versetul 33, spune așa, tot așa, oricine dintre voi, oricine, poți să fii păstor, proroc, orice ai fi, apostol, oricine, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Știți ce a spus apostolul Pavel? Și el a intrat în oricine. În această subliniere. Și în dreptul lui, Domnul a vorbit. Pavel a spus așa, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Ui ce este în urma mea, mă arunc spre ce este înainte, caut să-l apuc, întrucât și eu l-am apucat pe el.
Eu nu cred că l-am, mă lupt, zice, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în vânt. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. De aceea doresc, Doamne, ajută-ne să renunțăm la toate lucrurile de nimica. Vreau să spun că uneori lucruri banale. Ce înseamnă la toate lucrurile? Orice lucru care te-ar împiedica să vii la Domnul, să slujești pe El, să te gândești la El, să te rogi, să vii la părtășie. Mă împiedică ceva, dacă nu renunț la El, nu sunt demn de El. Cine iubește mai mult cuvintele Domnului, Matei capitolul 10. Auziți ce spune aici? Zice, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde, viața asta, o va pierde pe cealaltă. Îmi păstrez viața asta și o menajez să meargă bine, o pierd pe cealaltă. Iar cine își va pierde viața aceasta pentru Domnul, în ce sens? Că în primul rând pe el și poate ai anumite, sigur, ești văduvit de anumite lucruri de care te-ai putea bucura. O ai pe cealaltă, pe cea veșnică. Și ce-ar folosi unui om să câștige lumea întreagă dacă și-ar pierde sufletul? Eu doresc în seara aceasta să ne dea Domnul biruință la toți. Doamne, ajută-ne să renunțăm la orice lucru, mare sau mic. Pentru Tine merită, Doamne. Merită să facem totul. Și în ultima instanță, cine sunt cei rânduiți? Sunt cei care rămân până la sfârșit, până la capăt. Să știți că capătul pentru noi care suntem mai în seara aceasta aici nu a venit încă. Dar nu știm când va fi. Știți ce spune Biblia acolo în Psalmul 90? Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele, nu ani, zilele. Foarte important, nu ani. Ziua de azi o am, asta e a mea. Ziua de mâine nu mai știu dacă este a mea. Nu știm câte zile vom trăi. Ce frumos dacă în fiecare clipă ești pregătit, ești gata să rămâi până la capăt. Și ne va răbda până la sfârșit. Când e sfârșitul? Atunci când vine Domnul să ne ducă acasă. Când viața se încheie sau dacă suntem în viață, la venirea Domnului. Ce fericiți vor fi, zice, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte nu mai are nicio putere. Vor împărăți cu Domnul pentru totdeauna, vor fi în prezența Lui. Mă uit la ceas, timpul s-a încheiat. Eu doresc pentru această biserică Dumnezeu să o întărească. Doamne, vrem viața veșnică, vrem să trăim veșnic cu Tine. Dar viața veșnică este Domnul Iisus Hristos. Închei cu cuvintele din Ioan, 1 Ioan capitolul 5. Trei versete, unul l-am citit, dar voi reciti din nou. 1 Ioan capitolul 5, versetul 11. Și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și acum din nou versetul 20, ultima parte. Noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Doamne, vrem să Te avem pe Tine! Și când ești Tu, toate lucrurile le avem din abundență, din plin. Eu îmi zic mereu, Doamne, nu neapărat o avere sau nu știu ce lucruri materiale aici pe pământ. Nu asta înseamnă binecuvântare. Că de multe ori îți grijă pe ce să faci și cum să le mulțești și tot felul de frământări. N-ai somn, n-ai liniște, n-ai pace. Este extraordinar. Când Dumnezeu binecuvântează, înseamnă expresia purtării de grijă în fiecare zi. Zilnic să-ți poarte Domnul de grijă. Zilnic să ai pace, tu și casa ta. Să te culci liniștit, să-i mulțumești uitându-te retrospectiv în urma zilei și apoi să te pui la dispoziția Lui pentru timpul care L-ai în față. Eu doresc încă o dată pentru toți, Doamne, rămâi stăpânul nostru al tuturor, rămâi mântuitorul nostru și ajută-ne în ziua aceea să ne putem întâlni cu Tine, să Te vedem față în față. Amin.